Draga noastră Biserică Speranța, vă salutăm de la o altitudine de peste 2000 de metri din munții provinciei Eastern Highlands, unde se află centrul de misiune SAL Papua Noua Guinee. Prin acest filmuleț dorim să vă mulțumim pentru credincioșia și generozitatea cu care v-ați implicat în misiune până acum. Părtășia voastră, prin suport financiar și rugăciune, face posibilă ca să putem sta aici pe termen lung și cei de aici să audă o evanghelie completă, corectă și focalizată pe ascultarea credinței, care sperăm să ducă la eliminarea sincretismului din biserici. În ceea ce privește lucrarea de aici, am vizitat deja un proiect în provincia muntoasă Enga, unde am întâlnit echipa de traducere din această etnie și am avut ocazia să vorbim cu câțiva păstori locali. Mi plan să avem yet one M place, but mi plan better lo Papa God am give him steer lo mi plan. Na mi plan cam lo Enga na visit. Urmează să mai vizităm alte două proiecte. Ne dorim ca după călătoriile noastre, vizitând diferite proiecte, să se concretizeze care este locul cel mai potrivit pentru implicarea noastră permanentă. De asemenea, suntem în pregătire intensă prin cursul de folosire a Scripturii și altor workshop-uri care vor dura până la sfârșitul lui septembrie. Între multe altele, dorim ca pe baza a ceea ce am învățat să adaptăm un material de studiu cronologic al cărților Scripturii, relevant și relevator al caracterului lui Dumnezeu, care să fie croit special pentru pastorii și lucrătorii locali. Ea o mare nevoie de ajutor în cunoașterea și înțelegerea Bibliei ca întreg. Rugați-vă ca Domnul să ne păzească în sănătate și să ne dea înțelepciune și în deciziile pe care trebuie să le luăm în continuare. Ne-am bucurat să aflăm că Biserica face pași consistenți cu ajutorul lui Dumnezeu și al fiecăruia dintre voi pentru a avea un teren propriu în Oradea, în timp ce își extinde un ogor și până la marginile pământului. Realizăm că asta este un efort mare financiar pentru Biserică și ne rugăm ca Domnul să vă răsplătească pentru sacrificiile făcute și să vă creeze circumstanțele în care să puteți continua dărnicia cu bucurie. Dragi frați, puteți face lucruri mari în continuare cu Domnul, atât în Oradea, cât până la marginile pământului. Noi personal credem că merită tot efortul, în ciuda greutăților sau circumstanțelor grele. Mulțumim Domnului pentru binecuvântarea de a fi aici în slujba Lui și considerăm aceasta o mare onoare. Domnul Iisus a promis că dacă vom conlucra cu El, El va fi cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Să ne vedem cu bine! Looking you behind! Ne vom aduce mereu aminte, vom spune lumii lucrările-ți fac.